Veste despre țara Moldovei mersese odinioară departe, până în țările cele mai depărtate de la apus. Se zicea acum că grâiele rodesc în pământul ei atât de mult încât oamenii nu dovedesc să le strângă în girezi, că vinul din Podgorii curge în pâraie, încât oamenii, nemai având ce face cu el, îl uită cu ani în pivnițe până ce putrezesc doagele și cercurile poloboacelor și rămâne vinul în cămeșa lui. Că oamenii sunt blajini și primitori, neștiind ce-i cumpăna și măsura în ale traiului și că la masa fiecăruia este totdeauna loc pentru 10. Acolo e de noi, zise un astronom către un doctor dintr-un oarecare târg depărtat de la apus. Astronomul, deși om învățat, s-a uitat de mult timp la cer, însă cerul îndărătnic nu-i trimitea mană ca în vremea lui Moise, iar doctorul, om numai puțin învățat, aștepta bolnavii care nu veneau, nu doar că bolnavi n-ar fi fost, dar pentru că alții mai norocoși în meseria lui îi luase pe dinainte. Ei se sfătuiră să vie în țara cea mult lăudată a Moldovei, sperând că acolo se vor îmbogăți cu ușurință. Ei merseră deci cum putură, încetul cu încetul, și mai călări, și mai pe jos, și mai în căruță, ca oamenii subțiri în pungă, căci pe atunci nu se visa încă de drum de fier și astfel ajunseră după lung drum și osteneală la hotarul țării. Era toamnă. Pe când vorba aceea, gospodarii își numără bobocii, iar rândunelele își caută de drum. Nu departe de hotar se vedea un sătulean înnecat în fumul ce ieșea de prin ursoaice, semn că pretutindenea ferbeau oalele la foc, căci era înspre seară, pe când oamenii se pregătesc de ale mâncării și odihnei. Călătorii intrară în cea dintâi casă, din marginea satului, unde locuia Niță Blehan. Niță îi primi după obicei, cu inima deschisă și fără să-i întrebe cine sunt și de unde vin. Femeia lui priveghea oalele la foc și 5 copii în jurul ei, hârjonindu-se între dânsii, trăgeau din vreme în vreme cu ochii la strachinele de pe masă. Masa, așezată în mijlocul odăii, era joasă, pe 3 picioare, și pe dânsa fumega-o cu o gemite mămăligă mai mare decât pălăria astronomului, încurajată de 3 strachini, una cu slănină, alta cu varză și a treia cu ardei. Femeia așeza apoi pe masă oala de la foc, în care pregătise un minunat borș cu fasole amestecat cu ceapă, a cărui aburi îmbătau mirosul nerăbdătorilor copii. Poftim la masă, zise Niță străinilor ce stăteau la o parte, privind cu curiozitate prânzul țărănesc. Astronomul făcu o mișcare pentru a se apropia de masă, dar doctorul îl opri de poala surtucului în loc. Foarte mulțumim, răspunse acesta. Suntem sătui. Chiar adineoară a mâncat. Românul niciodată nu respinge străinul de la masă, dar nici nu are obiceiul să-l poftească de 2 ori. Astfel, Niță, fără a-i îndemna mai mult, se puse cu familia roată în prejurul mesei și, cât ai bate din palme, mămăliga cea mare se făcu nevăzută și împreună cu dânsa borșul, slănina și celelalte. Iar doctorul se uita la dânsii cu ochii plini de mirare și se afla într-o mare neliniște. Îi vezi? Șopti astronomului la ureche. Toți au să moară la noapte. Cum se poate? Îți jur pe diploma mea de doctor. Ei s-au îndopat cu atâtea mâncăruri grele și nemistuitoare, încât punga stomacului lor, umflându-se peste măsură, are să producă o paralizie a creierilor, complicată cu intoxicație de sânge sau o hipertrofie a inimii, și una și alta sunt boale grabnice și fără leac. Așa trebuie să fie, negreșit. Dumneata ești doctor și le știi acestea, răspunse astronomul plecându-și capul. Ascultă-mă, urmă doctorul, să nu cumva să ne culcăm cu dânsii în odaie în astă noapte, căci mâine dimineață o să fim învinovățiți că i-am otrăvit. Bine zici! Niță, după ce mântui de ospătat, își șterse mustețele și-și aprinse luleaua cu aerul mulțumit a omului ce-și și-a îndestulat pofta mâncării. Nevastă, zise el, pregătește așternut pentru musafiri. Nea lor sunt osteniți și vor să se odihnească. Foarte mulțumim, răspunse din nou doctorul. Noi ne vom culca afară pe prispă, căci suntem siliți să plecăm de cu noapte și nu voim să vă stricăm somnul la pornirea noastră. Nu vă sfătuiesc, vă culcați afară, băgă de seamă Niță.
Am semne că la noapte o să vremuiască, o să fie furtună cu ploaie și ninsoare. Auzi? Zise doftorul către astronom. Ba că chiar, eu n-am să știu de va fi vreme bună sau rea. Doar au trecut echinoaxele toamnei și putem zice că suntem în calea orbitei aproape de perihelie, astfel că după paralaxa soarelui nu se poate ca în astă seară să fie vreme rea. Așa trebuie să fie negreșit. Dumneata ești astronom și le știi acestea, răspunse doftorul plecându-și capul la rândul său. Ei se culcară deci afară. Vremea era bună de cu sară. Stelele sclipeau nenumărate pe cer, dar într-un târziu, pe la cântatul cucoșului, se stârni deodată un vânt din crivăț, căptușit cu lapoviță, încât învățații călători se treziră din somn degerați ca vai de ei. În zadar se învăleau ei cu mantalele prin care ploaia străbătea drept dragul. În zadar se adăposteau sub streașină, în dosul casei, după poiată, vântul îi învăluia din toate părțile și i-ar dea la inimă. Să batem la ușă să ne deschidă, căci o să perim afară, zise astronomul. Dar cine dracu să ne deschidă, răspunse doftorul, nu știi că ei sunt morți înăuntru? Ai dreptate, nu mă gândisem la aceasta. Dar iată că un zgomot neașteptat se aude înăuntrul casei. Ușa scârție înțățând se deschide și Niță, în cămeșă cu capul gol și desculț, se înfățișează străinilor care se uitau la dânsul spărieți ca la ducă-se pe pustii. Intrați în casă, zise el. Nu v-am spus că o să vrămâiască, deși n-ați ascultat. Se vede că boala încă n-a făcut criză, gândi în sine doctorul. Ei intrară înăuntru, se încălziră, adormiră și a doua zi, deșteptându-se, văzură cu mirare pe toți buni, sănătoși, femeia pregătea mâncarea la foc, copiii zburdau vesel prin casă, iar Niță stătea liniștit pe laiță, cu luleaua între dinți. Bună dimineața, zise el. Așa e că tot e mai bine în caz decât afară? Așa este, răspunse doctorul. Dar ia spune-mi, te rog, totdeauna ospătezi dumneata mâncări de cele ce am văzut ieri pe masă? Totdeauna, căci nu avem de altele. Și n-ai fost bolnav niciodată? Ba da, odată mi-aduc aminte că m-am răsușit un pișor venind cu carul din pădure, însă moș Trohin mi l-a tras la roată și mi l-a îndreptat. Altădată m-a durut o măsă pe care mi-a scos-o fierarul din sat cu cleștile. Apoi mai am câteodată vătămătură, știi, vătămătură pe care o are tot omul, dar așa nu-i boală la noi. Doftorii de la spițerie n-ai luat niciodată? Spițerii? Să mă ferească Dumnezeu! Doar nu mi s-au urât zilele. Spițeria mea e cuptorul. Când mă apucă vătămătura, beau un pahar de rachiu și mă culc pe cuptor. Și după și mă încălzesc bine pe o parte, apoi mă întorc din mă încălzesc pe cealaltă parte și a doua zi dimineață mă scolt afară ca din tâi. Ciudat, zise doftorul cu un aer gânditor. Apoi astronomul, apropiindu-se de Niță, îl întrebă la rândul lui. Ia spune, mă rog, de unde ai știut că să strice vremea asta noapte? Ia ca vorbă. Oricine hrănește un porc împoiată, trebuie să o știi. Și fel. Apoi, da. La noi e cunoscut că mascurul, când vine de la câmp cu un pai în gură, vremea o să se schimbe în furtună. Așa asta o știm din bun și străbun și niciodată nu ne-am înșelat. Ciudat, adăugă astronomul. Apoi, după ce cugetă câtva timp, se întoarse către tovarășul său și îi zise. Frate, știi ceva? Să nu mai mergem mai departe, să ne pierdem vremea. Într-o țară unde cuptorul ține loc de spițerie și mascurii știu mai mult decât astronomii, n-avem ce căuta. Ai dreptate, răspunse celălalt. Astfel, învățații călători care veniseră așa de departe spre a se îmbogăți în Moldova, se întoarseră de la hotar.